laud pe Iisus. Când, 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 își pace mi-a adus. Când, 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 în veci voi cânta. Când, 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 când saltă inima. De aceea când, 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 îl laud pe Iisus. Când, 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 își pace mi-a adus. Când, 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 în veci voi cânta. Când, 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 când saltă inima. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Am ascultat cuvântul lui Dumnezeu. A fost minunat până acum. Și aș vrea în continuare ca Domnul să ne vorbească. Amin. Avem un pasaj din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament, din 1 Samuel, capitolul 12, 5 versete. Samuel a zis întregului Israel: iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-a zis și am pus un împărat peste voi. De acum, iată împăratul care va merge înaintea voastră. Cât despre mine, eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi. Am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de azi. Iată, mă mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului lui. Cui am luat bou sau cui am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiți-mi și vă voi da înapoi. Ei au răspuns: nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. El le-a mai zis: Domnul este martor împotriva voastră și unsul lui este martor în ziua aceasta că n-ați găsit nimic în mâinile mele. Și ei au răspuns: suntem martori. Amin. Ocupați locurile. În Sfânta Scriptură găsim oameni deosebiți care au slujit lui Dumnezeu. Oameni care au ascultat în totul de Dumnezeu. Oameni ai rugăciunii. Oameni dedicați cu adevărat lui Dumnezeu. Îl găsim pe Moise, care Dumnezeu îi vorbea gură către gură. Și alți oameni al lui Dumnezeu care au fost oameni deosebiți, oameni care Dumnezeu s-a folosit de ei. După 3000 de ani de la Moise se naște Samuel, din pasajul nostru care am citit despre el acum. El era cunoscut ca și un om al rugăciunii și al ascultării de Dumnezeu. De mic a fost chemat în slujba lui Dumnezeu, ajunge judecător peste poporul lui Dumnezeu și umblă din loc în loc și judecă poporul. Locul lui unde judeca poporul era Betelul, Gilgalul și Mițpa. Perioada istorică când se petrec aceste evenimente a fost pe o perioadă a judecătorilor. Adică, mai bine zis, era pe sfârșitul vieții lui Samuel, 1035 de ani înainte de Hristos. Locul geografic unde se petrece acțiunea aceasta din pasajul nostru este Gilgalul. Gilgal, o localitate care până în ziua de astăzi n-a putut să fie identificată cu precizie unde a fost. Arheologii s-au străduit, au făcut săpături, însă n-au putut să identifice exact unde a fost acest loc. Doar să știe atâta,
că a fost între Ierihon și Iordan. Aici, la Gilgal, se petrec foarte multe evenimente. Câteva din ele am să amintesc. După ce poporul lui Israel trece Iordanul, Dumnezeu îi spune lui Iosua, ia 12 pietre din acest râu și când ajunge la Gilgal, le așează acolo ca un semn de aducere aminte. Aici, la Gilgal, poporul lui Israel sărbătorește primele Paști în Canaan. Aici, la Gilgal, este confirmat ca și împărat Saul. El a fost un împărat mult înainte, dar confirmarea oficială în fața poporului s-a făcut aici. După ceremonia aceasta de confirmare a lui Saul ca și împărat, Samuel vorbește în fața poporului. Adică dă un raport despre viața lui, despre activitatea lui, despre integritatea sa. De aceea am ales ca subiect integritate și ascultare. Ce însemnează integritate? Integritate vine de la cuvântul latin întreg, complet. Și asta vrea Dumnezeu de la noi. Să fim întregi, să fim complet dedicați lui Dumnezeu. Patru aspecte aș vrea să discutăm în cadrul acestui subiect. 1. Viziunea omului integru. 2. Viața ireproșabilă a omului integru. 3. Verificarea omului integru. Și 4. Vremea integrității omului. Câte vreme trebuie să fim integri? Deci, aspectul 1, viziunea omului integru. Cum trebuie să fie acest om? Acest om trebuie să fie omul care ascultă în totul de Dumnezeu. Avem pe Samuel, despre care am citit, un om al rugăciunii și al ascultării de Dumnezeu. Știți că poporul lui Israel, pe vremea judecătorului, n-a avut împărat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ei făceau ce le plăcea fiecare. Și la un moment dat, cer să aibă și ei un împărat, ca celelalte popoare. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Samuel nu i-a plăcut lucrul acesta, n-a văzut de bine lucrul acesta. Și a spus, nu mai vreți ca Dumnezeu să domnească peste voi? A plâns, s-a rugat. Și Dumnezeu îi spune, ascultă glasul poporului. Pune împărat peste ei. A ascultat Samuel? A ascultat. Iată ce spune versetul 1 din acest capitol. Samuel a zis întregului Israel, iată v-am ascultat glasul în tot ce mi-a zis. Am pus un împărat peste voi. Vedeți? Această confirmare sau această înscăunare a, ca și împărat oficial al lui Saul s-a făcut aici pe acest loc, la Gilgal. Contextul ne spune despre acest lucru în capitolul 11, versetul 14, spune Samuel. Și Samuel a zis întregului popor, veniți să mergem la Gilgal ca să întărim acolo împărăția. Omul care ascultă de Dumnezeu. Să știți, ascultarea de Dumnezeu este foarte importantă. Și prima poruncă pentru poporul lui Israel ce a fost? Ascultă, Israele! Ascultă, Israele! Domnul este un singur Dumnezeu
Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. În Sfânta Scriptură avem mulți oameni care au ascultat în totul de Dumnezeu. Aș vrea să amintesc încă unul. Acesta se găsește în a treia epistolă a lui Ioan. O epistolă scurtă, doar de 14 versete. Versetul 5, prima parte a versetului, spune despre el: prea iubitul meu, prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci. Dumnezeu spune aceasta prin apostolul Ioan. Tu lucrezi în totul cu credincioșie. Ce diplomă frumoasă din partea lui Dumnezeu. Nu e așa că oamenii luptă pentru o diplomă pământească, pentru o diplomă de facultate, de ce știu eu, de școală. Însă ce frumoasă este această diplomă când ți-o dă Dumnezeu și spune: tu ești un om care faci totul cu credincioșie. Un om credincios în toate. Aș vrea să am această diplomă. Din partea lui Dumnezeu, să spună Dumnezeu despre mine: tu ești credincios în toate. Tu n-ai vrea să ai această diplomă? Te minunat să spună Dumnezeu despre noi: tu ești credincios în toate. Dar aceasta nu se poate fără o naștere din nou. Aceasta nu se poate fără pocăință. Aceasta nu se poate fără a fi un om integru, un om al lui Dumnezeu. Asta înseamnă om integru. Credincios în toate. Și noi spune că suntem credincioși, nu-i așa? Suntem oameni integri. Dar hai să ne facem o analiză, fiecare personal. Eu în dreptul meu, tu în dreptul tău. Să iau un simplu exemplu, de exemplu. Mă duc pe jos, nu mă duc cu mașină, mă duc pe jos și ajung la o intersecție. Și este un semafor roșu. Mă uit în stânga, în dreapta, nu sunt mașini, trec. Ce spuneți despre mine? Am fost credincios în toate? Am fost credincios? Credincios în tot ce faci. Este foarte important. Ce să mai vorbim despre alte lucruri? Viziunea omului integru este un om care ascultă în totul de Dumnezeu. Viziunea omului integru este omul care se roagă neîncetat, se roagă intens lui Dumnezeu. Nu când e când, duminica, nu, un om care se roagă intens. Tot pe Samuel îl dăm ca exemplu. Știm despre el în 1 Samuel capitolul 15 că la un moment dat Saul nu mai vrea să slujească lui Dumnezeu și să abate de la Dumnezeu. Și Dumnezeu spune: îmi pare rău că l-am ales pe Saul ca și împărat. Și Samuel plânge toată noaptea și strigă la Dumnezeu. Om care se roagă intens pentru alții. Deci viziunea omului integru este omul care se roagă neîncetat, insistent. Viziunea omului integru este omul care stă la locul lui de strajă, unde l-a pus Dumnezeu. În Habacuc, capitolul 2, cu versetul 1, ne spune următoarele cuvinte. Spune despre Habacuc: m-am suit la locul meu de strajă să văd ce are să-mi spună Domnul. Habacuc, capitolul 2, cu versetul 1. Este, iată că spune așa: m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turm ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce va răspunde la plângerile mele. Un om care stă la locul lui de strajă. Dar viziunea omului integru este viziunea lui
trebuie să corespundă cu viziunea lui Dumnezeu. Nu fac ce mie îmi toacă pe-n cap. Fac ceea ce îmi spune Dumnezeu. Asta e viziunea omului integru, asta înseamnă om integru, om care ascultă de Dumnezeu, om care se roagă lui Dumnezeu neîncetat, om care stă la locul lui de strajă și viziunea lui corespunde cu viziunea lui Dumnezeu. 2. Al doilea aspect. Viața ireproșabilă a omului integru. Adică cum este această viață? Mă uit înapoi și nu regret. Spun, n-am trăit degeaba. N-am umbrit pământul degeaba. Vedeți? Samuel se uită înapoi, stă în fața poporului, confruntă poporul și spune, ce ați putea să-mi reproșați? Și nimeni nu putea să-i reproșeze nimic. Pentru că a fost un om integru. Viața ireproșabilă a omului integru este o viață a unui om cinstit. Viața ireproșabilă a omului integru este că acest om face lucrarea lui Dumnezeu fără cârtire. Viața ireproșabilă a omului integru este o viață care este gata de sacrificiu. Costă dacă mergi în lucrarea Domnului. Costă dacă te rogi pentru alții. Costă dacă ajuți pe alții și bagi mâna în buzunar. Costă, toate acestea costă, dar este o viață ireproșabilă când te poți uita înapoi și spui, am fost un om corect, un om cinstit, dar cu toate acestea, chiar dacă suntem oameni integri, oameni corecți, oameni cinstiți, totuși suntem verificați. Știți aceasta? Samuel a fost un om integru și totuși poporul, în fața poporului, stă să fie verificat. De aceea, al treilea aspect, verificarea omului integru. Să facem verificarea, că vrem noi sau că nu vrem, cu toții suntem verificați. Și cum se face această verificare? Verificarea aceasta se face prin dovezi în fața Domnului și în fața martorilor pământești. Iată ce ne spune versetul 3, prima parte a versetului. Iată, mă mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului lui. Adică Domnul era de față acolo, era și Saul, dar nu numai Saul, și mulți alții cu el. Integritatea omului se vede. Omul integru, chiar dacă a greșit, este gata să plătească. Iată ce spune versetul 3, a doua parte. Cui am luat boul, cui am luat măgarul, pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit, de la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui, mărturisiți-mi și vă voi da înapoi. Asta e integritatea unui om cinstit. Un om integru, chiar dacă a greșit, este gata să plătească, să dea înapoi. Dar ce face un om care nu e integru? Un om care e așa cum este. Chiar dacă e vinovat, spune nu, altul e vinovat. Și totdeauna aruncă vina pe alții. El niciodată nu e vinovat. Deci, vedem aici că vrem sau nu vrem, suntem verificați. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte. Nu poate să fie ascunsă. Noi nu putem să stăm undeva ascunși. Deci,
Noi suntem verificați. Să dea Domnul să se audă de bine de noi, de pocăiți, să spună despre noi că suntem niște oameni cinstiți, niște oameni corecți, oameni după voia lui Dumnezeu, oameni integri. Al patrulea aspect, vremea integrității omului. Câte vreme trebuie să fii integru? 5 ani cât ține mandatul unui președinte? Doar? Nu. Cât? 20 de ani? 30 de ani? Hai să vedem cât spune Samuel. Versetul 2. A doua parte. Cât despre mine eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi, am umblat înaintea voastră din tinereță până în ziua de azi. Și cine l-a putut acuza că a făcut ceva rău? Nimeni. Deci, integritatea unui om trebuie să țină toată viața. El din tinerețe și până în bătrânețe, el a umblat în cinste, corect, om integru. Deci, integritatea, învățăm de aici, că nu ține doar 5 ani, ci toată viața. Ce au văzut oamenii martorii la Samuel? Au văzut un om cinstit? Au văzut un om care nu acceptă un câștig ilegal? Vedem că Samuel este omul integru. Omul care vine cu visteria goală în fața poporului. El spune, uitați în versetul 5, ultima parte. N-ați găsit nimic în mâinile mele. Cei care în mâini iau și lucruri care nu le aparțin, să știți, se îmbogățesc foarte repede. Dar ce folos? Ce folos să fii bogat, să ai bogăție și să meri în iad? Îți folosește la ceva? Nu. Samuel spune, n-ați găsit nimic în mâinile mele. Mai bine să vii, să fii cu o visterie goală, dar să fii om integru, om plăcut lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Îți folosește la ceva? Nimic. De aceea, este foarte important să ascultăm de Dumnezeu. Este foarte important să fim oameni integri, oameni cinstiți, oameni corecți în fața oamenilor și în fața lui Dumnezeu. Verificarea se face, că vrem sau nu vrem, l-au verificat și pe Samuel. Ne verifică oamenii și pe noi, ce pot să spună despre noi. Zic ca Dumnezeu să ne ajute, să spună oamenii numai lucruri bune și astfel, numai astfel vom putea moșteni împărăția lui Dumnezeu, raiul. Eu nu știu viața nimănui intimă, nu te cunosc îndeaproape. Nu știu cine ești și ce ai interiorul inimii tale. Dar dacă vrei cu adevărat să ajungi în rai, dacă vrei cu adevărat să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fii cinstit, trebuie să fii corect, trebuie să fii integru. Dar aceasta nu se poate prin forțarea omului, prin propriile lui puteri. Dacă nu ai o naștere din nou, dacă nu te pocăiești cu adevărat înaintea lui Dumnezeu și ceri putere de la Dumnezeu, nu se poate. Aceea, pocăința este foarte importantă. Nașterea din nou, un om care este născut din nou, o gândire nouă, o viață nouă. Vedeți oamenii din lumea aceasta cum gândesc? Să am cât mai mult. Nu interesează că calcă peste alții. Aceea, să ne gândim ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce i-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde suflet? Nu-i folosește la nimic. Vreau să închei, timpul meu s-a dus.
Însă reținem aceste patru aspecte, sunt foarte, foarte importante. Viziunea omului integru, primul aspect. Și am vorbit aici că viziunea omului integru este omul care ascultă de Dumnezeu. Și nu oricum, să asculți în totul de Dumnezeu. Este omul care se roagă neîncetat, nu numai duminica, se roagă neîncetat și insistent. Este omul care stă la locul lui de strajă, stă la locul unde l-a pus Dumnezeu. Este omul care viziunea lui corespunde cu viziunea lui Dumnezeu. Doi, am vorbit despre viața ireproșabilă a omului integru. Adică este o viață sfântă, o viață după voia lui Dumnezeu, că mă pot uita înapoi și nu regret pentru ce am trăit. Am trăit în curățenie și în sfințenie. Este omul care face lucrarea lui Dumnezeu fără cârtire. Este omul care este gata de sacrificiu. A fi gata de sacrificiu, trebuie să fii un om pocăit, să fii gata să te smerești, să fii gata să accepți, chiar dacă cineva te înjosește, să-l ajuți pe altul. Asta înseamnă sacrificiu, timpul tău, banul tău, este sacrificiu. Și aceasta se poate face doar dacă este un om dedicat lui Dumnezeu, un om pocăit. Verificarea omului integru. Că vrem sau nu vrem, suntem verificați. Samuel a fost verificat și noi suntem verificați. Și aceasta se face în fața martorilor cerești și în fața martorilor pământești. Dacă cineva crede că nu va fi verificat și nu este verificat aici și trece prin viață așa, vine o zi de judecată. Și atunci tot ce ai făcut, tot ce am făcut, apare în fața noastră ca pe un ecran și atunci este prea târziu. Dar acum, dacă ne pocăim, dacă ne cerem iertare, dacă am greșit și n-am fost integri, n-am fost așa cum vrea Dumnezeu, acum și aici încă o putem face, o putem cere iertare lui Dumnezeu ca într-adevăr să devenim așa oameni încât să se bucure Dumnezeu de noi. Al patrulea aspect, am vorbit despre vremea integrității omului. Este o vreme. Și vremea aceasta este acum. Vremea aceasta nu este 5 ani, nu este 20 de ani, nu este 50 de ani, este toată viața mea. Să fiu un om cinstit, un om corect, un om integru. Și zic ca Dumnezeu Sfântul să ne ajute pe toți să fim așa. Să fim oameni plăcuți lui Dumnezeu, de care societatea să se bucure, de care Dumnezeu să se bucure de noi. Amin.